Ok, întorcându-ne acum de pe alee, în a doua jumătate a pieței, că este suficient de spațioasă, mai avem o clădire foarte frumoasă, cea care are steagurile Uniunii Europene și BNR-ului și a României, da, acum este Banca Națională, sucursala pe Constanța. Dar ea, la origine, a fost hotel de lux. Povesteam de activitățile alea la ceas de seară. Noi am avut, evident, mai multe hoteluri de lux în zona asta, fiind și gara și Palatul Regal. Asta este singura clădire cu terasă. O și vedem, cu terasă către mare. E, da, da, asta frumoasă, reabilitată cu alb și portocaliu. Terasa aia, da, era hotel de lux aici și acolo era un fel de gentleman's corner, gentleman's club, da, da, da. În care stăteau un special domni cu trabuce și cu coniace și vedem cu vedere către mare. Era foarte apreciat atunci pentru că aduseseră ca bucătar șef, cum este în zilele noastre, un fost bucătar de la curtea reginei Elisabeta. Deci clar aici venea o protipendadă. În total au fost vreo 8, dacă nu mă înșel, hoteluri de lux. Naționalizată, a devenit sediu Băncii Naționale, a stat într-o stare destul de deplorabilă o perioadă și până la urmă au reabilitat-o, a rămas ca bancă, se deschide doar atunci când e ziua porților deschise. Atunci am avut și eu ocazia să văd parterul. Mi-aș dori să ajung și eu până sus pe terasă sau chiar pe acoperiș să văd care este priveliștea și de acolo. Dar dacă este deschisă moscheea, vedem acoperișul de sus din balconul moscheei. Am văzut domnul sus acolo. Dacă sunt la balcon, e clar că este deschisă, ceea ce vom face și noi în câteva minute și să vă pregătiți de un cardio interesant. Moscheea Carol este una din foarte puținele moschei din lume. Nu este chiar singura, mai sunt, dar sunt foarte rare. O moschee denumită după un păgân, după un non-musulman. Ai grijă și mi se pare că o să plece și o mașină. Pentru că, în mod normal, moscheile sunt denumite, evident, după sultani sau după dei lor, cum este cea de la Baba Dag, Ali Pasha. Așteptăm să treacă motorul. Păi nu, că n-are unde să iasă, trebuie să plece ea încolo. Ok. Cea mai veche moschee, că n-am uitat să vă zic dincolo, este cea de la Mangalia, din 1590, construită de nepoata lui Suleiman Magnificul. Și era considerată suficient ca loc de pelerinaj pentru cei care nu puteau să se ducă până la Mecca, în special oamenii în vârstă sau bolnavi. Dacă ajungeau până la Pangalia, cum se pronunța atunci, era considerat că au făcut pelerinajul. A doua este la Baba Dag, 1610, Ali Pasha. Ali Pasha era conducătorul de zonă, să spunem. Și acolo se găsește și mormântul lui Sari Saltâc, al Tândede. Așa, ok? Sari Saltâc, mai pe scurt, ar fi corespondentul Sfântului Andrei pentru noi, pentru creștinism. Este cel care a adus religia musulmană în Balcani. Cum facem noi pelerinaje la Sfântul Andrei, da, sau toată suflarea României, dacă ajunge să duce acolo, așa vin musulmani din toată lumea ca să se ducă la mormântul lui Sari Saltâc. Am avut de însoțit de câteva ori grupuri încolo. Moscheea noastră din 1910 este importantă pentru că piatra de fundație a fost pusă de regele Carol. Asta a fost forma lui de mulțumire pentru comunitatea musulmană, exact ce povesteam mai de mult, mai la începutul turului, când au cerut să devină cetățenii României și noi bulgarii. Foarte interesant este că musulmanii nu au fost încântați de moschee când s-a construit, pentru că ea nu respectă standardele clasice ale unei moschei, fiind făcută în perioada românească, evident că au putut fi puse și alte influențe, o să vi le arăt pe câteva dintre ele. Și au spus că nu vor veni aici să se roage. Evident că a trecut acest lucru destul de repede, ceea ce se și vede că a rămas cu... Da. Nu o să mai avem trafic după aceea. A rămas cu caracter de catedrală acum. O să vă arăt imediat în curte și semnătura originală a lui Victor Ștefănescu, franțuzită cu PH și cu toate cele. Iar după aceea avem covorul oriental în interior adus de la insula Dacale. Da, de... când s-a scufundat. Aia cred că parchează. Hai să vedem. Este 6 lei, dacă nu mă înșel, accesul. Și uite aici, lângă ușa. Ștefănescu. Victor Ștefănescu era arhitectul. Așa. Și acum ne pornim. Liniștiți. Așa, povesteam la cealaltă geamie și după aceea intrăm. Simbolurile lui Allah, cele 99 de simboluri diferite și ce scrie de desubt? Uite, Allah bogatul, Allah îmbogățitorul, adunătorul, da. Deci fiecare este cu altă terminologie. Atribute, așa, atributele lui Allah. Ușile sunt și ele impresionante, inclusiv balamalele astea, se înțeles că ceva școală italiană le-a făcut, dacă nu mă înșel. Ah, și ghivecele le-au pus înăuntru la căldură. Așa.
Ăsta este covorul oriental. La rugăciune îl strâng complet, nu stau pe el, îl au pe cel modern, care are deja marcajele pentru fiecare cu spațiu de rugăciune, dar nu mai trebuie să vină cu covorașul lor. Altarul mare, de jur împrejur, are versete din Coran și este și el orientat către est. Iar celălalt este folosit doar pentru niște slujbe speciale. O să fac corespondența cu creștinismul, să zicem Crăciun și Paște, deși, mă rog, la ei au alte denumiri. Și plus de asta, scăunelele alea care sunt acolo sunt pentru școala lor de duminică, pentru Coran, fac pentru copii, periodic. Am prins de câteva ori, dar are nevoie deja de reabilitări, că mă uit așa pe la pereți, pe sus, că începe să se simtă și o să mai vedem problema asta și când o să urcăm în minaret. Iar pentru noi ca vizitatori este suficient până aici, de asta spuneam că nu trebuie să ne acoperim. Dacă vrei să faci partea de rugăciune și să respecti, trebuie să faci abluțiunea mai întâi, să te speli, da. Picioare, mâini, ceafă, urechi, te descalți și bine, acum nu prea mai sunt papuci și se intră pe interior. Plus femeile la balcon, au etaj aici separat. Da, 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 toate au regula asta. Asta am văzut-o și în Istanbul. Și în sinagogă. Exact, exact, da. Dar altfel ca vizitator este suficient așa. Dacă ar fi fost slujba, n-aș fi vorbit înăuntru, de asta spuneam, pe aici se urcă. Aici. Și ne pregătim, că am uitat să spun asta, recordul acestei clădiri este că este prima clădire din România la care s-a folosit tehnologia betonului armat. În special pentru minaret, că lumea are impresia că are lift, n-are lift. O să urcăm în spirală, 140 de trepte, 45 de metri înălțime. Wow. Gata, acum facem pauză de vorbit, pentru că altfel o să oricum rămânem un pic fără voce până sus. Mi se pare fabulos. Și faptul că ai balcon 360, știi, adică chiar poți. Terasa de la bancă. Terasa de la bancă, păi de asta zic că mi-aș dori să ajung efectiv pe ea. Aș. Da, da, da. Balconul celălalt. Celelalte două, uite, de fapt, de aici se vede că sunt două. Iar de aici, vezi, undeva în zare și minaretul mic de la moschee. Că le-am mai dat la un treasure hunt să urce și să-mi pozeze, să-mi caute minaretul ăla și blocul rotund de unde am început. Aha. A, da. Am găsat mâinile. Da, aici nu e chiar plăcut. Aici. Plaja, iarăși, e, se vede frumos. A, da. Pentru că noi nu prea avem nevoie. Apoi era trei papuci sau modern? Prima e modernul, doi papuci, trei papuci, deja zoom. A, sunt mai știm. Mulți papuci. Mai mulți papuci, da. Legenda lui trei papuci o știm? Nu. E pornit microfonul, vrei să povestesc? Da. Nu-l văd. Mie mi se pare că ea e suportabilă acum. Legenda celor trei papuci este tristă, din păcate. Povestea spune că erau, cum spuneam eu, de mixul de comunități pe care avem aici, o familie de olteni care veniseră aici să, în ideea de a începe o viață nouă și o familie de tătari, prieteni, copiii, prieteni și ei, ceva de genul Ion și Hasan. Părinții plecau la munci și se întorceau seara, iar copiii se duceau pe plajă să se joace. Au venit într-o seară părinții acasă și nu și-au găsit copiii acasă. Fusese furtună în ziua respectivă. S-au dus să-i caute și au ajuns pe plajă și au găsit doar trei papuci. Da, de asta zic că e tristă. Și toate astea, în total, însumează vreo 5 km doar de plajă. Asta a fost mișcarea mea pe pandemie, când n-aveam tururi. Iar de-abia după aceea începe Mamaia. Mamaia nu se vede de aici, că se vede că e ca o formă așa de golf. Aia, e după buclă, da. Care mai înseamnă alți 6-8 km tot așa de plajă. Și tot ce se vede este plaja asta refăcută, cu fonduri, cu care s-au tot plâns că... Da, asta aici e foarte frumos. Toate sunt și aia altă. Pentru că, inițial, da, li se părea că este o diferență de nivel. Dar marea noastră are niște curenți, care la un moment dat, într-un an sau doi, nivelează și oricum își câștigă înapoi terenul în ani. Așa este. Trebuie făcută, din păcate, periodic. Sau, dacă nu, sistemul ăsta de diguri, pe care îl vedem acum, care să spargă valurile, să nu mai vină să mănânce din nisip. De aia s-a făcut așa, aici e aproape ca un stil lac cu bărcuțele, da. Cu pontoanele care sunt destul de goale, vara este plin și le strâng iarna pe de-o parte pentru că ar fi avut de plătit taxe, pe de altă parte pentru că, dacă nu mă știu, iarna lui 2012 a fost o iarnă foarte grea când a și înghețat marea, ceea ce este foarte rar, da, da, da. Având salinitate, dar nu e foarte mare, și s-au scufundat niște bărcuțe. Oh. Da. Okay. Hai să vedem pe partea asta silozele lui Angel Salini. După ce a făcut podul de la Cernavodă, în 1895, a venit director de port Constanța. El a proiectat dezvoltarea viitorului port, conglomeratul la mare de clădire, cu ferestre roșii. Ăla este silozul proiectat de Angel Salini.
Sunt trei corpuri paralele, noi suntem într-un pic în lateral și de aia nu știu dacă aveți perspectivă. Trebuiau să fie patru, al patrulea nu s-a mai făcut pentru că a venit primul război mondial. El a fost director doar 2 ani de zile, până în 1897, dar din fericire directorii după i-au preluat proiectele, de aia silozurile s-au construit în 1910. Sunt funcționale și acum, alea sunt benzi transportoare. Tunelul ăla de sus, da. Navele pot să vină pe partea asta să încarce, să descarce cereale. Iar de acolo avem șină de cale ferată sau șosea și se iau cu, se transportă după aceea. Și totul funcțional și astăzi. Uh-huh. Asta este zona de port vechi de activitate. Chestiile alea mari de tot albe. Se mai vede și în capăt acolo încă o serie, tuburile, suprapuse tuburile. Da. Alea sunt elemente de la eoliene care se asamblează. Da. Ne avem cel mai mare parte de eoliene pe uscat din Europa. Păi aici e vântul. Evident. Exact, da. Și de aici după aceea se deplasează în zonele din Dobrogea unde se și montează. Și de, dacă nu mă înșel, cel de pe mare este pe la, prin Danemarca. Deci clădirea aceea care e hotel. Da, la hotel intim ajungem acum. O să intrăm pe aici pe străduță. Uite casa cu lei de sus, da. Că după aceea o să o vedem da, și da. De jos. Casa din față ce frumos s-a asta reabilitat. E, asta dreaptă, da. Albă, aici ușor, ușor încep să intră în reabilitare. Intimul, vezi că are tunelul, tubul deja, da, se lucrează. Acolo s-a Teminescu. Romano-catolică, catedrala, biserica bulgară, aici, mica albă. Are și căpuță ca asta pe Eminescu, dacă nu uh-huh, mă uh-huh. Deși Eminescu nu a stat în clădirea asta, a stat în hotelul anterior, dar pe același spațiu construită. Și uite, într-o zonă atât de mică, avem un lăcaș religios, 2, 3, 4 și celelalte 4 sunt în spatele nostru. Atât de aproape, musulman, catolic, ortodox și ortodox bulgar. Deși acum și aparține de Patriarhia Română. Foarte frumos cel catolic. Da, da, da. Dacă o găsim deschisă, o să vă duc înăuntru pentru că vreau să vă arăt și acolo niște detalii foarte simpatice. Și acolo e clădirea care a ars anul trecut, nu? Nu, nu, nu. E de lângă? Lângă catedrală, unde se face deja înapoi acoperișul. Ah, gata. Aia care are mesh de construcție, da. Este altă ca clădire, este clădirea mea favorită și o să vă zic când ajungem la ea. Deși nu se mai vede nimic momentan din ea, dar e reabilitată cu fonduri de Consiliul Județean și de-abia aștept să fie finalizată. O am aici tatuată. A, da? Bine, am aici centrul orașului, orașul Constanța tatuat. Turul nostru. Ce frumos. Am început de la coloana grecească, da, de la hartă. Da. Muzeul de artă populară. Asta este casa despre care o să povestim. Da. Ion, care... da, da, în reconstrucție. Ion Jalea, muzeul de sculptură. Și farul genovez, la care mai mult să obțin terminăm turul. Ce drăguț. Da, și cu valurile mării, că am zis că na, în loc de heartbeat trebuia să fie local. Mare, să ajung să-l fac piele, aici, da. Da, da. Și o poveste foarte interesantă. Da. Da, pot să fac turul și așa, știi, dacă nu pot să-l fac pe stradă, îl am și aici, într-o versiune scurtă. Și partea asta de reabilitare a durat destul de mult până au făcut-o de piață, dar a ieșit foarte bine. Încă eu aș vrea mai multă lumină, pentru că vezi că ai doar doi stâlpi principali, da. Nu fac lumină suficientă. Iarna când pun ghirlandele alea de luminiță este feeric. Eu chiar i-am rugat dacă se poate lăsați-le în permanență, că sunt atât de frumoase. A, uite, de aici mai avem un sit arheologic mic, neconservat, da, pietrele, da. Ăla este zid de apărare, folosit de turci, să spunem așa, undeva pe la 1800, în războiile astea ruso-turce. Iar bucățile alea mari de tot, calupurile alea pătrate, da. Și după se vede că este ca o mică alee de dale. Da. Aia este din perioada Imperiului Roman, alee pietonală. Mi-a zis un istoric de aici, de la muzeu. Da, aici te iau un pic curentul. Și se mai vede și biserica armeană de aici. Are o singură fereastră, clădirea la mijloc. Am ajuns noi la ea, la biserica armeană. E după clădirea băncii? Între clădirea băncii și clădirea asta neterminată. Aha, din okay. Unghiul meu, nu știu dacă din unghiul ei se vede foarte deci, bine. Da. Cu acoperișul... Cu acoperișul roșu și o singură fereastră și restul ferestre zidite, da. Da, o văd. Asta cu ferestre zidite, în Belgia este cu totul altă poveste. De ce? Le făceau așa, venită din Anglia, de altfel, regula. În Anglia se plătea taxă pentru ferestre cu vedere la stradă. Wow. Și zideau ferestrele ca să nu mai plătească taxe. Și în Belgia se pare că au avut aceeași chestie. La noi nu se aplică. Și dacă nu erați răcoriți, v-am răcorit bine aici sus. Bine, v-am și încălzit în urcare. Că urcarea e întotdeauna aici, un pic de cardio.
chiar și pentru mine, care o fac de nu știu câte ori. Cu atenție la cap. Unde e cazul? Bun. Ziceam de musulmani că nu au fost încântați la, în prima fază de construcția acestei clădiri, pentru că nu respecta standardele unei moschei. Stai să treacă mașina. Și Victor Ștefănescu, fiind arhitect român, probabil fiind și faptul că noi deja eram parte a României, a încorporat și niște elemente complet nemusulmane, să spunem așa. Pe de-o parte, avem acea jumătate de coroană, de coloană grecească între ferestre. E un termen arhitectural, dar îmi scapă mie cum se cheamă. Pe de altă parte, fereastra asta, ok, are o inspirație ușor maură, dar în mijloc, steaua aceea cu opt colțuri este de inspirație creștină, este de inspirație bizantină. Și aici cred că nu au fost ei foarte încântați. Ce au încorporat, în schimb, foarte frumos, brâul ăla, sculptat, ok, de inspirație brâncovenească, în mijloc, culcate, avem lalele. Da. Copiii l-au mai văzut cocean de porumb sau con de brad. Putem și mie tot un con de brad, da, îmi da, pare. Da. Dar restul sunt elemente... Da. Restul e inspirația aceea brâncovenească pe care o știm. Mie îmi pare frumos gestul că au încorporat acea lalea, doar că, nu știu dacă așa s-a dorit simbolic, este pusă culcat, adică în bernă, eu așa le văd. Pentru că nu mai eram parte a Imperiului Otoman. Îl onorăm, dar îl punem în bernă. Facem dreapta și intrăm pe strada Dianei, care văd că a rămas cu numele ăsta. Știu că se... Ce? Cine era Diana? Se pare că are legătură cu cartea de care am povestit mai departe, cu, mai devreme, cu cel la Serghi. Da. Sau cu zeitatea, cu zeița vânătorii, care vine de la romani. Dar știam că se votase un proiect în Consiliul Local să se schimbe numele străzii după un profesor de istorie. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu proiectul ăla, văd că deocamdată a rămas strada Dianei. Pe mine mă bucură că îmi păstrez povestea. Și acum intrăm pe strada Nicolae Titulescu, fostă Lascăr Catargiu, că știu că aveți și în București o Lascăr Catargiu, inițial strada Elena. Și am ajuns la Casa Culei, a cărei intrare o vedem în lateral, pentru că intrarea asta dădea către Piața Ovidiu. Și ne imaginăm Piața Ovidiu până aici, fără rândurile astea două de clădiri. Astea sunt făcute undeva după primul război mondial, să zicem 1920, cam pe acolo. Unde sunt mașinile și aerele condiționate. Casa aceea e oarecum grecească, dar ea este construită de un francez, Casa Tellier, din 1925. Înainte, acolo a fost o altă clădire. A fost un hotel Metropol, dacă nu mă știu să chema, în care a fost cazat Alexandru Ioan Cuza. La 1864 a făcut o călătorie la Istanbul, în care negocia situația Dobrogei ca să devină partea României. Deci se dorea de mai de mult, totuși, dorința asta de a lua Dobrogea în România. Și după aceea s-au construit astea, inclusiv, uite cum este blocat de strada de blocul acela pe care l-am văzut din piață. O altă parte din filmul de care spuneam mai devreme de pe Netflix, What Happened to Monday, s-a filmat pe bucata asta de stradă, până în Biserica Romano-Catolică, undeva pe la hotelul intim se opreau cu filmările. Monseniorul de acolo n-a fost de acord să se filmeze în zona lui. No, preferințe. Mă rog, e povestea mai lungă, dar nu stăm acum să o detaliem. Casa Culei. Proprietar armean, Dicran Ermizian, nu se încărca anul ăsta, și mie a fost destul de greu să le rețin. Știu că în general tot se termină cu an, este ca armean ca origine. Marghiloman nu este, am întrebat. E din Buzău Marghiloman. Știi povestea cafelei Marghiloman? Cel care sufla când bea? Nu. Nu, atunci nu. Băierul Marghiloman era pasionat de vânătoare. Da. Zona Buzăului, automat stătea și în zona Bucureștiului foarte mult. Și ieșeau la vânătoare foarte devreme dimineață și după aceea se ducea în Mahala, că Mahala inițial însemna cartier de cafegii în București și cereau cafea la ibric. Numai că trebuiau să vină sacagii. Saca este apă de la turci. Da. Și sacagii nu veniseră, că era prea devreme și a zis, dar nu avem ce să vă facem, că nu avem apă. Nu mi-e să-mi trebuie să-mi faci cafea acum. Și i-a ofert un coniac. I-a plăcut atât de mult și de acolo a preferat să o ceară așa cu coniac. Și acolo la marinara, la cafenea, îți face cafe Marghiloman. Ca idee. Dicran Ermizian, după ce a construit-o, ca arhitect l-a folosit pe Ion Berindei, un arhitect super apreciat în lumea respectivă. Lei, se pare că erau boiezioara ca unde vezi Lei e Berindei sau dacă nu erau discipoli de-ai lui. Dar a închiriat casa după aceea cu alte scopuri. A mai stat și un judecător aici și ulterior a avut alte activități la ceas de seară. Ne întorcem iar la poveștile de mai devreme. Avem o clădire alături, se vede anul sus, 1909. Sper să înceapă și asta reabilitarea, nu știu încă nimic legat de ea. Dar nu se vede că plăcuța de monument istoric e ascunsă de meș. Aici a funcționat Cabaret Britania, Moulin Rouge, dansatoare, că aveam și activități astea. Hotelul de lux era logic. Hm?
doar traversal. Da, exact. Acolo era intrarea pe lateral, pentru că ar fost prea vizibilă dinspre piață. Ieșeau dansatoarele, intrau în casa cu lei, avem o intrare acolo, o intrare aici și mai e una și pe latura cealaltă. Pentru că la etaj aveau rendezvous place, camere cu ora să se întâlnească cu domnii generoși. Și atunci nu mai erau intrări, erau ieșiri de urgență, în caz de soții nervoase care își căutau soții. Ziarele de scandal arătau și astfel de incidente când se mai întâmplau pe aici. După aceea, în, perioada comunistă, a fost cel mai celebru restaurant, foarte closed doors, cum ar veni, foarte exclusivist. Acum este proprietate privată. Știu că aici proprietarul fusese supraimpozitat 500% din taxe pentru că nu reabilitează clădirea. Nu știu ce se va întâmpla mai departe. Singurul lucru bun este că e închisă, sigilat totul, să nu fie vandalizată și avea la un moment dat și pază 24 din 24 tot timpul, firmă privată de pază. Deci sper ca ușor, ușor să intre și asta. La fel, proprietate privată, nu mă interesează în mod deosebit cine ce stă înăuntru. Și uite aici și-au pus inclusiv armenii textul în caractere armenești. Da. Și e de categorie A. Pe plăcuțele astea de monument istoric, în principiu ar trebui să fie cam același standard. Deși nu le-am văzut identice și m-am uitat și pe la Brașov și cred că și prin București. Când mai vedeam astfel de plăcuțe. Că scrie acolo cod LMI, asta înseamnă lista monumentelor istorice, și după aceea e un cod. Pe noi ne interesează din toată succesiunea aia de cod de inventar pe care l-au ei, este o literă mare acolo, A mare sau B mare. A mare înseamnă că este clădire de importanță națională, B mare este clădire de importanță locală sau regională. Asta acolo este de categorie A, de exemplu. În timp ce hotelul intim acum la care ajungem este de categorie B. Nu știu exact care sunt criteriile după care sunt stabilite. Dar ca idee. Și aici avem un element Art Nouveau sub balcon, acel cap de zeu Neptun sau ce vrea să fie, foarte supărat. În rest este un mix, dar îmi place că și aici se vede că unghiul clădirii e foarte interesant ca să păstreze strada. Știi că nu e linie dreaptă la noi pe o perioadă prea lungă. Au închis câteva ferestre, foarte bine. Știu că aici se lucrează intens. Pentru că vor să salveze cât mai mult. Ideea este că asta nu este clădirea originală în care a stat Eminescu. Eminescu a stat în 1882, într-o cu totul altă formă de clădire. În scrisoarea către Veronica Micle spunea că are vedere din două laturi către mare. Deci cu siguranță era altfel încadrarea. Iar asta este din 1906. Între 1905 și 1915, aproximativ, a existat stilul de arhitectură cel mai scurt, Art Nouveau. Avem pictura Art Nouveau înăuntru. Asta vor ei să salveze acum. Provocarea cea mai mare este că sunt foarte multe fire împușcate în perete, pe electricitate și nu vor să spargă nimic, tocmai ca să salveze pictura. Au zis că să vadă cum, tehnologia se pare că permite în zilele noastre. La etaj nu s-a mai păstrat nimic, comuniștii au reamenajat clădirea cu camere cât mai multe și mici, ca să le folosească, dar a funcționat ca hotel până în 1995. Primul nume a fost Hotel D'Angleterre, aceeași influență britanică, Cabaret Britania, D'Angleterre, făceam Hotel Bristol, după aceea Hotel Regina, evident nu le-a plăcut comuniștilor cum sună și s-a redenumit Hotel Intim. Au dat jos poarta, era scris aici pe poartă, sper să o fi păstrat ca să o pună la final. De ce îi se spunea Hotel Intim? Are mai multe explicații, avem și o legendă cu o fantomă aici. Se zice că fantoma unei fete tinere a venit la acest hotel, a murit peste noapte și personalul hotelului nu i-a găsit niciun fel de familie. Și atunci au mormântat-o ei pe fată și au scos din cameră obiectele personale. Fiecare dimineață totul era în cameră cum le lăsase fata. Nu că ar fi creat și alte probleme. De ce nu i-au găsit familie? Ne întoarcem iar la viața de noapte. Având cabaretul și toate cele, aici se mai întâmplau și alte activități. În special la acest hotel se cazau starletele. Asistentele TV din zilele noastre, actrițele de mâna a doua, sub nume fals. Ca să se întâlnească cu domnii generoși. E cea mai logică explicație de ce nu i-au găsit familie. Că numele nu Da. Nu știu dacă vor păstra cumva povestea fantomei când vor reabilita hotelul. El se reabilitează ca boutique hotel. Deci scopul final va fi în continuare de hotel. Asta legătură cu denumirea hotelului intim, fantoma? Că erau acele întâlniri intime. Mai este o altă explicație că în curte, e o curte foarte drăguță, am prins câteva concerte acolo, se aduna un grup de... Uite, de aici se vede un pic din vitraliu. Da, se vede și de acolo, am văzut vitraliile. Da. Se aduna un cerc de poeți care își spuneau cercul intim sau ceva de genul ăsta. Aici este scara, deci aici era intrarea cu recepția și după aceea scara până la ultimul etaj. Am avut ocazia tot așa cu câteva televiziuni să-l vizitez până sus de tot și mi-a plăcut. Cred că este închisă, după cum văd că încearcă și doamnele să intre. Aici e deschisă doar la slujbe.
Cred că o să mai fie una pe la 6 seara, deci dacă aveți ocazia să-i dați o șansă mai târziu sau mâine pe zi. Da, da, să vă zic și de ce. O să ne oprim un pic aici, trebuie să vă arăt ceva la colțul clădinii. Deci asta este Basilica Sfântul Anton de Padova. Nici ea nu mai este originală. O cea de la 1885 a fost avariată în primul război mondial și atunci a fost reconstruită. Era o modă cu această cărămidă roșie. Nu a avut-o. Asta este. Scrie pe plăcuță 1935. A venit al doilea război mondial și a rămas neterminată. Trebuia să aibă 6 arcade până la hotel. Din cauza războiului nu s-au mai făcut arcadele. Iar după al doilea război mondial, o chestie care nu prea se zice la școală, din câte știu, eu nu țin minte să fi învățat la școală chestia asta, noi am avut ocupație sovietică aici, 10 ani de zile. 1948-1956, ofițerii ruși au coordonat orașul, asta era depostul lor de muniție, cu turnul era punctul de observare către portul industrial. În turn n-am avut ocazia să urc, că am zis că sunt scările de lemn cam șubrede. De ce vreau să mergeți când mai aveți ocazia înăuntru? Bun, pe de o parte are și sub formă de oarecum icoane drumul crucii, ceea ce nu este neapărat comun, catolicii de obicei au statui, da. Iar în lateralul altarului este statuia Fecioara Maria, Stella Maris. Mai este și aici o Fecioara Maria, da, ăsta este sediul lor administrativ, biroul monseniorului. Dar la statuia din interior, sub ea, o să găsiți o icoană din mozaic, încă o dată o formă de respect, uite, și intrarea este cu mozaic, iar acel mozaic de la Fecioara Maria o reprezintă pe ea cu pruncul. Fundalul este un vapor pe valurile mării. Vaporul, care este atâtica, are elemente din casino. Partea superioară sunt niște arcade și coloane inspirate din casino. Pe alea trebuie să le căutați. Plus, altarul este foarte frumos făcut în anii 80 din marmură. Eu cred, nu am apucat să-mi iau confirmare de nicăieri, că este o arca lui Noe simbolică, asta pentru că este în formă de barcă. Da, arca lui Noe. Eu așa o văd. Și ultima, exact, ultima zi reabilitare care s-a făcut în clădirea asta este din anii 80, da. Pentru că, la fel, bine, nu știu dacă era neapărat nevoie să învățăm asta la istorie, noi în al doilea război mondial am ținut tezaurul Poloniei, l-am și dat înapoi. Se pare că asta a fost o formă de mulțumire simbolică. În anii 80 noi am primit o donație pentru această biserică să fie reabilitată. Preotul acelei comunități devenea Papa Ioan Paul al II-lea. Este în continuare onorat cu plăcuță lângă altar. Iohannes Paulus II, 1980. Și asta a intrat și în reabilitare. Chiar am văzut că a început să muncească într-un final. Deși teoretic că în martie ar trebui să-și termine. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Important e că se face. Clădirea în sine, după cum vedem, cred că are 6 etaje, dacă nu mă înșel. Avea lift. Sunt mai multe clădiri în centru vechi, că inclusiv proprietăți private care au avut lift. Aici a fost casa unui comerciant grec, casa Embiricos. Familia asta Embiricos avea afaceri cu cereale, evident, în Constanța și în Brăila, ca birouri principale. Casa Embiricos din Brăila este centru cultural. Da. La noi va fi, nu știu cum l-au numit, incubator de afaceri. Da, nu ne suna bine, probabil, dar tot pe ideea asta de centru cultural. Ideea este că aici era Palatul Navigației, sediul principal, care la 1922 a avut linie transatlantică Constanța-New York cu 4 nave. Atât erau de dezvoltați și clădirea în sine este impresionantă, tot așa cu elemente de Art Nouveau și de Belle Époque pe exterior. Sper să o reabiliteze la valoarea pe care o merită. De asta am zis că este preferata mea și uite, de asta ce vedere avea către port la momentul ăla. Pentru că astea două clădiri la fel sunt după 1930 construite cu siguranță. Nu facem întâi catedrala, facem mai întâi singura basilică vizibilă și după aceea ne întoarcem un pic spre catedrală. Și aici au fost cu niște locatari din aceia foarte ilegali, evacuați cu poliția de câteva ori, inclusiv cu incendii. Sus acolo încă se mai vede o urmă vagă de fum, de funingine, pentru că puneau ramele de ferestre pe foc și evident că porneau incendiile. Și trebuia să îndroia, nu știu că a venit pompierii de vreo 3 ori să stingă focul. Aici a fost jumulită o pasăre. Da, da, a jumulit pe cineva. Păcioară, da și nu prea. Am mai văzut o adaptare, să spunem, a naturii, uite, acolo, care mânca pescăruși din asta, pe un bel mic de asta. Și am văzut și mai tare de atâta, că știi cum e în regnul animal, de altfel chiar își salvează puii. Era un pescăruș de asta mare, cu 2 pui, dar unul avea o aripă bleagă, că se vedea așa, știi, că ea târnă pe jos. Și îl ciupea pe ăla cu aripă bleagă ca să-l lase să mănânce pe ăla sănătos. Deci nu-l mai lăsa pe ăla să mai supraviețuiască, că trebuia să supraviețuiască ăla sănătos. Asta e circuitul apei în natură. Încă un monument istoric, casa Manicatide, Tache Manicatide, tot grec.
tot așa o intrare aici, o intrare pe o lateral. Bine, la casele boierești, intrările astea aveau un scop. Era intrarea de boieri la stradă și intrarea de servitori și de aprovizionare. Și cred că mai este una și pe partea cealaltă. Iar în perioada interbelică am înțeles că a fost Casa Căsătoriilor, ca oficiu, și după aceea, în anii 90, a fost Agenția de Șomaj a orașului Constanța. Proprietar privat și aici nu știu încă de nicio reabilitare, văd că momentan a închis balconul, ceea ce e un pas. Aici au reabilitat foarte bine. Aici sunt apartamente de închiriat într-un regim hotelier sau ceva și cu o curte interioară superbă. În brins când lucrau și am apucat să arunc și eu un ochi. Nu știu cum se cheamă pe Google, pe Booking sau pe astea, dar cred că se pot găsi. Ah, au coborât și băieții din minaret. Și uite, și capătul ăsta de stradă, la fel este închis de un rând de bloc, doar că ăsta, măcar fațada dinspre mare, e totuși un pic mai artistic proiectată față de ăla comunist. Și o să ieșim la statuia lui Angel Salini. Deci el n-a fost poziționat așa încă de la început, dar e mai bine de sus, părerea mea, că am văzut și fotografiile de origine. Da, da, da. Doar că săracul nu se uită în latura lui de port, el n-a proiectat partea aia de port, el a proiectat partea din dreapta. Important este că e onorat aici, ce sunt tristă, uite, vandalizat cu graffiti, lipsește plăcuța de monument istoric, a dispărut. Și o să ne ducem acolo în colț de tot, nu chiar ca Julieta, dar schimbăm perspectiva ca să vă explic la ce să ne uităm în jos. Asta este, îi se spune, poarta 1. Hai în colț de tot ca să ai perspectivă la spațiul ăsta mic de aici, la Square. Se vede un semicerc. Dacă am fi fost de jos de la nivel cu strada, nu ai fi înțeles ce se întâmplă, plus că n-ai niciun panou descriptiv. Ala este altar de basilică. Deci una din cele 6 basilici de care vă spuneam era exact aici poziționată, nici măcar către est. La începutul creștinismului nu era regula asta cu poziționarea către est, dar era aproape de portul Tomis, tocmai ca să se roage înainte sau după o călătorie marinare. De asta spuneam aici, oriunde sapi găsești câte ceva. Și dacă aveți chef de shopping, duty free-ul de la parter de la autoritatea navală, este foarte bun. Și eu periodic mă mai împiedic pe acolo, recunosc. Pentru că este zonă de frontieră, noi putem să intrăm pietonal fără să plătim nimic, cu mașina plătești o taxă, dar n-are rost, că mai bine o parchezi. Și cosmetice, alcool, dulciuri, de Paște și de Crăciun se golesc crafturile la propriu. Da, da, da. Dar și găsești niște chestii la care poate nu ai altfel acces atât de repede. Adevărat, da. E adevărat, cum sunt cele din aeroport. Aproximativ, e pe același sistem. Se poate plăti și în euro și în lei, cu cardul, fără probleme. Și îți face paritatea pe loc. Așa. Mă gândesc că na. Le duceți copiilor ceva mai deosebit. Știu că pe astea aveam nepoată, era leșinată după jucăriile de la M&M, că aveau cutiuțele alea. Da, alea. Și director, sunt din București, bine, acum a crescut, nu mă interesează astea, dar aveam comandă de la părinți. Sau îi făceam poză, uite ce are, ia-i din aia, ia-i din aia. Era ok. Ăsta este un smochin, văd că l-au toaletat și cred că și-a revenit, sper. Era foarte bogată, dar nu mai inversea tot. Smochin. Avem mai mulți smochin pe aici, că văd că uite și ăsta e un castan foarte frumos și pe ăsta l-au toaletat, că începuse deja să afecteze pe aici traficul de persoane. Și un felinar care îmi place mie foarte mult. Nu cred că e funcțional, dar mi se pare foarte romantic, așa de poveste. Da, casa asta este fabuloasă. Da. Și aici, uite, ai putut așa porți cu inițiale. Momentan e poarta închisă, dar cred că i-au închis căsuța. Au un cățeluș cu 3 picioare. Și după ce este poarta un pic întredeschisă, este se plimbă cam până la casa Manicatite și înapoi. E plimbarea lui de seară. Și am ajuns la Muzeul Ion Jalea, pe care l-aveți și voi pe listă. Într-un stil tot așa românesc, foarte frumos, cu ușoare influențe, am putea zice, să zicem, balcanice, musulmane, ceva. Era, casa inițială nu trebuia să fie așa, casa inițială trebuia să fie în primul rând mult mai mare, trebuia să fie cam până unde e balustrada. Primul război mondial i-a micșorat proiectul și bugetul guvernatorului de Dobrogea, Constantin Pariano. E făcut în 1920. Din piatră de Dobrogea, cu niște ziduri foarte groase. Iarna, înainte nici nu-l țineau deschis pentru că nu aveau sistem de încălzire și când era frig, aici e frig. Cea mai importantă lucrare a lui este aceasta, arcașul odihnindu-se pe arc. Ce este interesant este că este unul din foarte puținele muzee doar de sculptură din România, mai este doar la Fălticeni, Ion Irimescu.
iar al nostru a sculptat cu o singură mână și a pierdut mâna stângă în primul război mondial. Bine, undeva de la încheietură, dar fiind apreciată din perioada vieții, a avut parte și de ucenici și de asta a putut să facă inclusiv lucrări atât de mari. Înăuntru o să vă explice mai bine muzeografă, cu siguranță are teme religioase și mitologice. Și ca fapt interesant și întrebați-le și pe ele încă o dată, că și eu cred că le-am întrebat, dar nu mai știu, ori n-a știut, ori cred că asta a fost răspunsul primit. Avem autoportret expus, portretele fetelor, portretele părinților. Soția nu are portret. Care e? Exact. Mai întrebați-le și voi pe muzeografe. Ce am aflat eu până acum, pe unde am mai întrebat așa cei care știu artă mai multă, că și eu încă mai adun informație, ar fi că o versiune ar fi fost că ar fi fost gelos și nu dorea să fie soția admirată de alții. Poate. O altă explicație este că muzeul s-a deschis după ce a murit el, operele au fost donate de familie, poate are și l-a păstrat femeia acasă, sau, da, deja fabulă, o să vedeți că există niște nuduri de femei foarte frumos lucrate, nu știm cine a fost muză, poate ea n-a meritat doar portret, poate a meritat acele nuduri, nu știm, dar sunt artistice nudurile, mi-au plăcut, e foarte apreciat în lumea sculptorilor, știu că este renumit, adică am avut profesori universitari veniți din Europa care au vrut neapărat să vadă acest muzeu. Și când o să-l vizitați, o să vă lasă să ieșiți și la balcon. Eu mă gândesc cât de frumos era să stai atunci și să vezi direct marea. De câte ori îl vizitez, îmi place să ies la balcon aici. Bun, mergem mai întâi să facem catedrala și după aceea povestim și acest sit arheologic, care are o poveste în sine și o să pornesc eu și busola când ajungem la el, ca să o explic. Apropo, catedrală și basilică. V-a zis Damian de unde vin, ca origine de cuvânt, ce am găsit eu. Catedrală vine de la catedră, pentru că era acea școală de duminică pe care aveau preoții sau episcopii, da. Și lumea știa că se duce la catedra episcopului. De acolo denumirea de catedrală. Nu trebuia să fie cea mai mare sau cea mai aurită biserică ca în zilele noastre. Faptul că era acea catedră de episcop. În timp ce basilică vine de la basil, care însemna împărat. Primele case au fost donate de împărați preoților să-și țină slujbele. Și atunci oamenii se duceau la casa împăratului. Basil, basilică. Eu-s copilul ăla cu de ce, știi, și mie nu mi-a găsit nimeni butonul de op, vezi că vine stâlpul. Și acum suntem la Catedrala Petru și Pavel, original și ea construită la 1885. Nici ea nu mai este originală, din păcate, pentru că ne-am avut bombardamente în al doilea război mondial, undeva spre în anii 40. Și atunci chiar au căzut turlele acoperiș și a trebuit să fie reconstruită și repictată. Avem o poveste interesantă care este menționată în istorie, nu ne onorează în mod deosebit, dar asta este. Știm că toate bisericile sunt pictate în întregime. Știm și de ce? Oamenii nu știau să citească. Poveștile din Biblie erau expuse ca picturi în biserică. Gen scos copilul cu de ce. Dar primul pictor al acestei biserici nu o să picteze fețe de sfinți, a pictat fețe de politicieni local care donaseră bani. Și a ieșit scandal. Lumea s-a supărat, a refuzat să vină la slujbă, anumiți preoți au emis scrisori publice în presa de atunci, refuzând să țină slujbă din acest motiv. Evident că nu și-au asumat public, au zis că este o pictură în ulei care se degradează de la aerul sărat, umiditate și așa, și au trebuit să o repicteze 10 ani de zile. Deci ea trebuia să funcționeze în 1885, prima slujbă s-a ținut în 1895 din acest motiv. Nu mai avem picturile cu probleme, o să vă duc înăuntru, pentru că la reabilitarea din 1950, după bombardamente, s-a făcut o nouă pictură care a inclus sfinții gospodării populare românești. Ceea ce mi se pare o idee mult mai frumoasă. Ce este totuși interesant, atunci la 1950, de-al și în zilele noastre, nu sunt foarte multe femei pictori de biserici. La echipa de aici, din echipa de aici, a făcut parte și Nina de la Vrancea, una din fetele lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Și mai avem o biserică pictată de o femeie în întregime, în anii 30, dedicată Sfinților Constantin și Elena, protectorii orașului, dar nu este în zona asta, este undeva, pot să vă explic dacă e, vă arăt pe GPS, în zona Casei de Cultură, ca să fie așa, ca orientare de constanțeni. Și acolo a inclusiv niște elemente zodiacale la intrare. Nina Arbore și aia este făcută tot așa cu piatra albă de Dobrogea și turnul este campanilă de tip romanic. Este un turn așa foarte înalt, foarte frumos. Ce mai are aici deosebit catedrala? Rozeta catolică de la etaj a fost o formă de respect pentru regele Carol, care a schimbat religia când a devenit regele României de la catolicism la ortodoxie. Și atunci de aia l-au onorat cu rozetă. Iar la intrare reproduce sistemul de picturi de la mănăstirile din Moldova, Raiul și Iadul. Da. Este singura din Dobrogea care are genul ăsta de pictură. Și acum mergem înăuntru ca să vă arăt costumele populare. Că sunt așa câteva pe niște arcade în apropiere de altar. Aici încă nu știu toate explicațiile, pentru că aici toate desenele, de fapt, au câte o logică. Sfântul Petru la poartă,
Ăia sunt copiii domnului, deci nu e explicație macabră, capetele, asta am reușit să aflu. Nu e. Copiii domnului, așa, simbolic. În schimb, toată lumea este foarte interesată de latura cealaltă, da, de păcate. Și sus, de fapt, sunt nu neapărat păcătoși, cât păgânii, care ar fi evrei, arabi, non-creștini, care erau invitați să intre în casa domnului. Atâta știu până acum ca explicație. N-a făcut parte din prioritățile mele, recunosc, dar îmi place să le știu și ușor, ușor o să mai aflu ce au vrut să arate pe fiecare pe aici. Am găsit la o biserică în Dobrogea, nu mai știu sigur, o să zic, la aia din Adam Clisi, dar nu mai sunt sigură dacă la aia, prin ce sate am intrat eu, tot așa niște picturi destul de moderne, în care tot la fel îți arăta, cred că cu beția la păcate, dar este pictată sticla și destul de vizibil, adică așa la nivel cu ochiul, și este și trecut pe ea fetească albă și m-a distrat foarte tare asta, adică a specificat acolo, a fost cu dedicație. Cred că se pregătește de o slujbă ceva. Așa, unde e mine? Aici. Cea mai simplă de văzut sfinți. Am aici o icoană de argint. Deja e un sfânt în costum popular românesc. Nu se mai vede bine de când au pus icoana. Al treilea, iarăși, tot în costum popular. Și cred că mai sunt și pe latura asta. 1, 2, 3. Ai acolo 1. Și tot așa mai sunt pe aici. Dar astea sunt cele mai ușor de identificat. Și nu le-a ieșit nici atunci cu limba română și poți să arăși un typo. Ai pe lateral Constantin și Elena. La Constantin tu e deasupra. Între ferestre. Da. Da. Au făcut corecție. Au în fiecare seară slujbă și acolo cântă cu microfonul, se aude și de afară. La aia de seară mai citește semi-cântat sau nu știu cum se numește stilul, și femeie, foarte open-minded, ce să zic, da. Și duminica, dacă e aici, de obicei face chiar celebrul, ține slujba. Mai ales dacă este și ceva sărbătoare alea, da, importante, el le ține împreună cu restul echipei, că știm că nu singur. A, aici le-am montat cu scoci. Ok. Da, ok. Probabil că le luau oamenii în picioare. S-ar putea și asta să fie într-adevăr, că periodic le scot, le curăță le astea, dar e clar că se pregătesc de ceva, slujbă, văd acolo după masă. Da. Cred că zi, mă gândesc, de fapt, nu știu, e post? S-a intrat în post? Sau nu? Ce? Nu știu. În imediata vecinătate a catedralei avem un sit arheologic care din fericire au schimbat și plăcuța, nu e neapărat cea mai bună explicată, dar e suficientă. Sunt ziduri din două perioade diferite, secolele 4 și 6 după Hristos, se văd aici foarte bine așezate, că sunt două amplasamente diferite. Se vede un sistem de canalizare, golul ăla, aia sunt smochini apropo, care sunt toaletați acum și oțetari, și cu dale. Și aici avem o intersecție de drumuri romane și din latura cealaltă vreau să vă arăt și ce este important la ele. Poate știți, nu știu dacă ați vizitat chestia asta prin Italia, că acolo se vede cel mai bine și acolo se și explică cel mai des, dar se găsește și în zonele noastre, și în Bulgaria și în Croația, știu că se mai găsește intersecția asta de drumuri. Romanii țineau soarele ca sistem de orientare, ca să nu se rătăcească. La ei totul era în linii drepte și unghiuri drepte. Și acum am pornit busola ca să vă arăt intersecția noastră unde se vede iarăși sistemul de canalizare foarte bine. Când mă voi poziționa, mă lasă, stai așa, uite, vin aici să filmezi, stai că ce-am făcut, așa, nord 0, mă rog, așa, suntem pe 0, da. Sud cu nord. Evident că axa pământului s-a schimbat un pic, dar exact, uite, avem aici drumul de sud cu nord, care în unghi drept are est cu vest. El în latină se numeau cardo și decumano. Cardo în latină este rădăcina cuvântului cardinal, puncte cardinale. De aici vine denumirea cuvântului.
Și de asta le-au și lăsat așa. Astea le-au găsit undeva prin anii 60-70. Cred că în perioada în care au făcut și blocurile alea comuniste din Piața Ovidiu. Atunci au găsit și basilica pe care v-am arătat-o mai devreme și au preferat să-l lase exact așa cum este, ca măcar să fie văzut. Eu aș fi vrut și o explicație mai descriptivă, inclusiv chestia asta cu busola, pentru că asta atrage și generația tânără să înțeleagă istoria și să se și bucure de ea, să o aprecieze. Altfel, discursurile alea clasice nu îi atrag pe copii și aș fi vrut genul ăsta un pic mai practic aplicat pentru ei. Pauză. Că după aia când începem am cu Bulevardul Elisabeta, dacă vrei, aproape casă cu casă de povestit. V-am adus la un loc în oglindă, să spunem așa, pentru că vedem că ambele uși au un același număr. Noi ne distram cum o fi pentru curieri aici la care intră, dar este una din ușile mele preferate. Am mai făcut și niște trasee din astea pe mici secrete, pentru că în anii ăștia 20-30 s-au folosit foarte multe uși metalice cu elemente din natură și aici încă se mai văd aceste insecte. La prima privire ar putea să fie furnici. Da și nu prea, pentru că dacă ne uităm de aproape, se vede că e corpul ca de viespe, de fapt, mai degrabă, dar de aici se văd și urmele de aripi, de fapt, la vreo două dintre ele, și picioarele, în schimb, sunt picioare de păianjen, doar că sunt câte trei. Aici s-ar potrivi acea explicație pe care v-am dat-o mai devreme, când cu furnica, de furnică, albină și păianjen, că aici cumva le avem pe toate trei, furnica și albina, munca în echipă, păianjenul și albina, perfecțiunea lucrului bine făcut. Eu mă bucur că s-a păstrat chiar și așa, deși nu e în cea mai bună formă, următoarea ușă nu mai are absolut nicio insectă, din păcate. Dar vreau să vă mai arăt încă o ușă, o să fie imediată apropiere, cu un păianjen, pe o pânză de păianjen și cu acele elemente ale naturii, pentru că aici, mai mult sau mai puțin, intrăm de altfel în cartierul bulgăresc. Am avut și comunitate de bulgari. Din păcate, situația după al doilea război mondial, în anii 40, au făcut ca acea comunitate să fie relocată cu forța în Bulgaria, iar comunitatea românească din zona Cadrilaterului a fost și ea relocată cu forța aici în România. Da, avem un sit arheologic foarte interesant aici. Mă bucur că se lucrează încă la el, deși sunt convinsă că seara cu proprietarul terenului nu e neapărat cel mai fericit de toată descoperirea, pentru că i-a dat peste cap toată planificarea. Sunt ziduri din perioada antică, din trei perioade diferite. Se vede după pietre. Aici este o piatră nu foarte bine cizelată. Și cu cât o să avansăm, deja se văd și bolovanii mai mari, iar în capătul celălalt sunt două puțuri din ce știu eu de la arheologii care au lucrat într-o perioadă, au coborât cu scripeți dimensiunea a două etaje de bloc în jos. Cred că de pe latura cealaltă, sau și aici se văd acele gropi. Alea coboară foarte mult și cred că încă mai au de lucrat aici. Și uite, acolo se vede inclusiv un zid cu cărămidă. Deci ăla este clar că este din perioada mult mai evoluată, când deja aveau cuptor și ardeau cărămida în foc. Știu că aici au negociat cu Ministerul Culturii în ideea în care vor pune podea de sticlă. Parterul va rămâne la vizită, deschis gratuit, în timp ce ei vor construi probabil spații de birouri sau ceva, clădire în partea superioară, pe care să o utilizeze cu ce scopuri probabil aveau încă de la început. Da, și pe mine mă bucură că avem câteodată și vești din astea bune, că se mai păstrează din istorie, pentru că avem și exemple negative în care, găsind diverse ruine antice, au făcut tot posibilul, cu rea credință, de a nu le salva, din păcate, da. Și asta mă întristează foarte mult. Eu sunt conștientă că trebuie să evoluăm, că nu avem cum să creștem, să mergem mai departe. Dar măcar un pic să păstrăm din povestea aia, m-ar bucura. Uite, aici se face chiar mai mult decât atât. De-aia spuneam că ăsta, cred că are 5 ani de zile, șantierul. Așa, vă povesteam bulgăresc. Uite, avem și plăcuța aici, cu Asociația Etnicilor Bulgari. Și imediat vedem și o bisericuță, care este chiar biserica bulgară. Văzeam de octogonul confesional pe care l-avem, cele 8 lăcașe diferite. Mai întâi vă arăt micul secret pe care l-am pus să-l găsească la o treasure hunt. Ne aplicăm și ne uităm aici în pătrățică și ne uităm la ușă, unde să vedem un păianjen foarte mic. Poți să te duci și mai aproape dacă te ajută. Pe ușă. Pe ușă, jos. În partea, okay. Da. Partea, asta a fost indiciul cu extra bonus pentru cine a reușit să-l găsească. Are legătură cu minoritatea bulgară? Nu, nu. Asta a fost doar o modă arhitecturală, cred, în perioada respectivă, da. Cu păianjenii. În schimb, bisericuța
are o poveste simpatică oarecum. Este construită în 1905. Comunitatea bulgară a negociat atunci cu statul să-și facă și ei propria biserică, pentru că fiecare etnie deja avea mai mult sau mai puțin fiecare biserica lui. Și li s-a dat voie, au construit-o. Ea inițial a avut și pictură exterioară. După ce au fost relocați cu forța, a rămas nefolosită această biserică. Și atunci regimul comunist a dat-o unei comunități de luterani. E biserică, luați-o voi și folosiți-o de rugăciune. Doar că luteranii, nu știu exact care sunt principiile lor ale credinței, au văruit-o cu alb. Se pare că ei nu au nevoie de culoare și de pictură foarte multă. Și s-a acoperit o pictură care am înțeles că era făcută de un pictor foarte celebru din Bulgaria. Ce s-a mai întâmplat după aceea în anii 80, când a revenit la Patriarhia Română? La fel nu ne onorează neapărat în mod deosebit. Ea era pictată de pictorul bulgar cu caractere chirilice. Devenind biserică românească, au zis că nu vrem caractere chirilice și au pictat cu caractere latine peste. Da, se vede că a fost ceva eveniment acum. Preotul de aici știu că este foarte apreciat și un om foarte plăcut și vorbește foarte bine, dacă aveți ocazia să-l întâlniți. N-am un contact, dar pot să încerc să vă fac rost. Și aici mai vine una din ușile mele preferate. Cred că a fost una din primele uși pe care le-am descoperit și care cred că mi-a și stârnit curiozitatea. Ta-dam! Și faptul că au lăsat pânza și păianjenul într-o altă culoare și colorat așa, face contrastul foarte frumos. Vezi că seamănă un pic cu aia cu furnici. Da, avem și aici valurile mării, soarele jos și sus, în loc de furnici, acum avem un păianjen pe pânză. Mai este o ușă identică, doar că nu are culorile astea. Dar este aceeași matriță de ușă. Era mai sus, la prima geamie pe care am vizitat-o. Îți dai seama că pe aici cred că știu aproape și capacele de canalizare le cam știu. Sunt câteva foarte vechi. Cel mai vechi găsit de mine și datat, că nu știu eu să le datez, este din 1924. Dar când o să ajungem pe Bulevardul Elisabeta, chiar o să vă arăt un capac de la Primăria Capitalei Serviciu Apei. Nu știu de ce este la noi în Constanța, dar este la noi pe Bulevardul Elisabeta. Și ne amuză de câte ori îl folosim în Treasure Hunt. Suntem în spatele catedralei. Clădirea aceasta, când eram eu studentă la facultate, era biblioteca județeană. Între timp s-a mutat într-o clădire modernă. Aparține de Patriarhie acum, cu diverse roluri administrative, nu știu exact. Știu că aveau și post de radio și fabrică de lumânări, mai business oriented ei așa. Pe unde să vă scot? Hai să vă scot pe aici, că la catedrală deja am fost. Aici încă o moștenire greacă și dacă ne uităm nu la balconul ăsta, la balconul următor, vedem stativele, nu mai știu ce denumire au, în care se puneau steagurile. Aici a fost consulatul Greciei în perioada interbelică și de aceea avea nevoie de suporții pentru steaguri. Este în continuare proprietatea comunității elene, dar ca proprietate privată locuiesc niște membri ai comunității aici, din câte știu. Nu știu exact cu ce facilități. Și uite, am ieșit exact în spatele catedralei. Cu atenție că mai trec mașini. E, blocul ăsta galben gălbui, nu știu cum să-i spun, care îl vedem în față, e într-o formă așa de L cumva, este făcut în anii 50, după al doilea război mondial, pentru că înainte a fost o casă superbă aici, mai frumoasă decât casa cu lei, ca idee, ca să vă dați seama, și mai impozantă. Adică avea oarecum denumirea inclusiv de palat, îi dădea unii ca terminologie, casa Manisalian. Acest Manisalian a fost pentru comunitatea armenească, cum ar fi Schindler, care a salvat evrei. Așa a salvat el câți armeni a putut din fondurile personale. Vă ziceam că ei au venit pe mare în perioada acelui genocid și la un moment dat, pentru că niște afaceri nu s-au succedat cum trebuie, a rămas într-o pană financiară, a trebuit să declare faliment. Ca să nu intre în închisoare, l-a împrumutat cu bani un negustor evreu. Bombardamentele din al doilea război mondial i-au avariat, i-au distrus efectiv casa respectivă și atunci familia chiar a plecat din România definitiv, de aceea guvernul comunist a construit chestia asta, că nu pot să o numesc, da. Bloc de apartamente, acum mai se zice blocul SNC. Și am ajuns înapoi pe Bulevardul Elisabeta, care în perioada comunistă s-a numit Bulevardul Carpați. Că nu trebuia să avem denumiri, evident, regale perioada asta. Toată zona asta a fost, de fapt, prima amenajare a coastei, pentru că nu era faleza în perioada respectivă.
Faleza, când s-a amenajat, era de fapt parcul cazinoului, așa se numea. Și când o să coborăm, o să vedeți că este terasată în trei etape. Dar mai întâi a fost această stradă de promenadă unde se plimbau domnițele cu umbrelele, la soare, la mare. Cazinoul era al treilea cazino, de fapt, al orașului Constanța. Am mai avut alte două cazinouri care erau cumva în linie cu aceste case. E, în casele astea au stat acei funcționari de care spuneam eu. Guvernatorul, Muzeul Ion Jalea, pe la care am fost, primarul, imediat o să vedem și casa unuia din primar, Titus Cănănău, din 1920, același Victor Ștefănescu, și la casa primarului și la casa guvernatorului. Aici cine este? Inginerul Puslă era din echipa lui Angel Salini și a rămas o plăcuță foarte mică, foarte veche aici. Alexandru Gatea sau Catea, medic primar ORL, Bulevardul Carpați, a rămas numele original al străzii, original, numele comunist al străzii. Așa, și capacul de care povesteam, că nu prea ne ajută acum, dacă era mai spălat, Primăria Capitalei, Serviciul Apelor. La noi, la Constanța. Bine ați venit! Da. Primăria Capitalei. Da. S-a făcut un schimb cultural, nu știm exact cum a ajuns aici, adică nu știu eu. Așa, au mai fost... Interesant cum l-ai descoperit. Nu știu, am o pasiune și pentru capacele de canalizare, pentru că în unele orașe chiar se face un mic cult, să spunem. De exemplu, în Berlin, capacele de canalizare sunt făcute un fel de fish eye cu clădirile reprezentative ale Berlinului. Și au dat cu o vopsea, o firmă din asta, un ONG sau ceva, și au luat print și l-au făcut pe tricouri, ca suvenir pentru cine vrea să-l ia, da. Exact. Da, am de mult chestia asta. Noi nu avem, le avem pe astea modernizate, care sunt și ele cu blazonul orașului, să vi le arăt. Titus Cănănău a fost proprietarul acestei case. E un stil ușor victorian, cu mici elemente Art Nouveau, brâul ăla floral de la balcon. Victor Ștefănescu, iarăși arhitect, de vă ziceam că are mai multe clădiri proiectate în zonă. A mai fost consulatul Chinei și acum este restaurant, drăguț restaurantul de altfel. Vara are și terasă. Și foarte frumos decorate saloanele. Fiecare cameră e salonul primăvară, salonul toamnă, adică nu sunt identice. Îți dă senzația aia ușor regală, într-adevăr. O să avem aici scară, ca să și coborăm și noi pe faleză. A, sau mai avem o casă un pic mai sus. Hai să vedem unde a fost casa lui Mihail Cogălnicianu. Nu mai este casa originală, evident. Mihail Cogălnicianu a iubit foarte mult Dobrogea, pe lângă faptul că și-a dorit-o ca un politic partea României. A avut trei proprietăți. Una aici și încă vreo două în Eforie. Cel puțin una din Eforie, el și cu boierul Ioan Movilă, care era, să zicem, boierul local al regiunii, le-au donat. Numele de Eforie vine de la Eforia Societății Civile. Era o societate medicală, pentru că ei au înțeles proprietățile, vine acum bordură, curative ale lacului de la Techirghiol. Și au donat acele terenuri acestei societăți Eforia Medicală ca să se facă primele sanatorii pentru copii. Și aici, în schimb, avea acasă... Da, da, da. Păi da, Eforia respectivă venea de la București, era această asociație care se ocupa de partea asta, exact cum povesteam și de femeile de acum de la noi, care au început să se ocupe de persoane cu diverse nevoi. În acest loc, casa în care a locuit Mihail Cogălnicianu. Se vede că blocul este și el comunist, tot în anii 50, dar ne mai imaginăm aici undeva în zonă, a mai fost un cazino. Înainte să fie acest cazino al treilea, aici a fost al doilea. Înainte de casa lui... Da, de fapt cred că după casa lui Cogălnicianu sau în perioada respectivă, după 1890, mai exact. 1880-1890 a fost un cazino la Curbură, cam unde este farul Genovez, o să ajungem și noi acolo. Ăla a ars într-un incendiu, culme, la malul mării. Așa, na, se întâmplă. Ce-a mai fost drăguț la acel cazino, că am citit chiar niște poveștile tuturor cazinourilor, ăla a avut și salon de lectură. 2 ani de zile. După aia l-a făcut salon de muzică, că nu venea nimeni la lectură la malul mării. Ăsta n-a mai avut salon de lectură. Ăsta care era undeva în zona asta, aș zice poate un pic acolo, dar nu mai sunt sigură ca încadrare, l-a avut ca administrator pe fiul lui Ion Creangă, care era simplu patiser la bază și a ajuns doar capitan în funcțiile militare. Își cam făcea tatăl de rușine, am înțeles, cu afacerile pe care încerca să le contracteze. Nepotul lui Ion Creangă, Horia Creangă, arhitect de la București, da. Da, da, exact. A sărit o generație, dar a continuat partea asta de genialitate. Și el aici a fost fiul administrator doar vreo 2 ani de zile. O să avem scări, să ai grijă. Și ajungem la mândria orașului, cazinoul, care începe să arate foarte bine și mă bucură foarte mult acest lucru. Este un proiect care a fost inițiat, de fapt, de un ONG,
S-au mai ocupat și de niște cule prin Oltenia, mai multe. Ia uite că îmi scapă cum se cheamă Arhe, de la arhitect sau arheologie, că este scris Arche, C-H-E, la sfârșit. Ei au făcut inițial un proiect pe care l-au depus la Asociația Europa Nostra. Asta este o asociație la nivel european, care din 2 în 2 ani de zile face niște liste de patrimoniu. Nu că ar face ei ceva efectiv pentru clădirile respective, dar atrag atenția la nivel internațional, ceea ce îi forțează un pic pe cei din guvernele țărilor respective să se ocupe de a salva acele clădiri. Și din 2016 până în 2018 s-a întâmplat chestia asta. Am lucrat și eu ca voluntar cu ei când au venit aici. A venit o comisie mixtă de la această Europa Nostra. Președinte onorific este Placido Domingo, tenorul. Dar comisia mixtă era cu specialiști în Art Nouveau, britanici, sloveni, din mai multe țări. Am urcat cu ei până sus pe acoperiș. Conducătorul, sau mă rog, liderul de grup, avea undeva spre 80 de ani, un britanic, cu baston. A lăsat bastonul și a urcat pe scară de lemn să vadă acoperișul. Adică au făcut verificarea ei cu ochii lor, nu doar din fotografii sau din ce le-au zis alții. Și în 2018 am intrat și noi pe lista asta scurtă de patrimoniu. În engleză se cheamă Most Endangered Heritage Buildings of Europe. Se făcea o listă de 12 și lista scurtă de 7. Noi am intrat și în lista scurtă de 7. În momentul ăla s-au făcut niște mese comune care au adus la un loc Ministerul Culturii, Ministerul Turismului, Ministerul Dezvoltării Europene, Primărie, Consiliul Județean. Toți cei care ar fi avut un cuvânt de spus și decizii de luat aici. A ieșit într-adevăr interesantă discuția, am fost și prezentă și acolo. Ăla a fost unul din rarele momente în care venea să-mi fac cruce. V-am zis că eu nu sunt făcutul de cruce. Dar important este că de acolo a pornit această reabilitare pe care o vedem acum. Noi avem niște fonduri europene puse deoparte din perioada guvernului Udrea, de când era ministrul turismului. 12 milioane de euro, dacă nu mă înșel, care nu se foloseau și tot se dădeau vina de la unii la alții. E, chestia asta, exact ce spuneam, i-a forțat să dea drumul la colaborare și la coordonare. În 2012, în ianuarie, chiar înainte de pandemie, s-a pus prima schelă. Teoretic ar trebui să termine anul ăsta, dar au găsit niște probleme suplimentare la fundație și se vor prelungi. Ca să ne întoarcem iarăși la istorie și ajungem și la istoria un pic mai recentă, construit în 1910, Daniel Renard, ca arhitect principal, guvernul de atunci, că văceam că noi toate se numeau, erau numite de la București toate chestiile astea, au avut în plan construcția asta de casino în mai multe etape. Ăsta a avut 3 fundații diferite, cu 3 proiecte diferite, cu cred că 2 sau 3 arhitecți diferiți. În 1903, în 1905 și în 1907. Cel început în 1907 s-a terminat în 1910, pe care îl vedem acum. Pe 15 august a fost inaugurat. Dar în februarie 1910, Daniel Renard a cerut niște bani în plus, pentru că îi suferise proiectul modificări, amânări și nu i s-au dat banii respectivi. Și dirigintele de șantier a anunțat că arhitectul a plecat luându-și și planurile cu el. L-au adus pe un alt arhitect, Gogu Constantinescu, exact, foarte bun și arhitectul respectiv, de altfel, foarte recunoscut pe ce știa să facă, dar vă dați seama că din februarie până în august, nu mai era mare lucru de făcut, adică erau ultimele detalii, retușuri pe care trebuiau să le mai facă. Inaugurarea din 15 august nu l-a menționat pe Daniel Renard. I s-a făcut dreptate niște ani mai târziu, inclusiv reabilitarea din 1926 după Primul Război Mondial l-a avut pe el coordonator principal. Și următoarea poveste este legată de al doilea război mondial, când am avut bombardamente, o bombă căzuse aproape în mijloc, există o fotografie de epocă cu ofițeri în jurul spărturilor, dar la reabilitarea din 1950 s-au folosit deținuți politici, acei intelectuali care nu se deseseră în Partidul Comunist. Ei nu aveau voie să corespondeze cu familia, dar înțelegând importanța proiectului, și-au ascuns bilete și scrisori către familie în ziduri. Eu știam ca legendă, s-au găsit biletele acum. Și o cameră va fi muzeu dedicat. Da, e reală, s-a confirmat. Un membru de la una din familie care a confirmat că știa de la tatălui înainte să moară. Și acum se păstrează în biletele și o cameră va fi muzeu pentru ei. Ceea ce mi se pare foarte frumos pentru a-i onora. Mai avem acvariul, cum știe toată lumea. El, săracul, nu a fost construit cu scopul de acvariu, de aceea nici nu are cum să mai fie nici reabilitat, nici modernizat, mai mult de atât. Și vedem intrarea asta. E
Imaginați-vă că acum 100 de ani aici era terasă și aici era intrarea centrată. Și sus deci era restaurant. Era restaurant pentru jucătorii de la cazină cu terasă. Îți dai seama? Și cu balcon pentru orchestră sus la etaj. Cât de frumos, da, știau să trăiască momentul atunci. Bine, după aceea, ulterior, cazinoul a căpătat rolul ăsta de centru de evenimente culturale, având restaurant cu terasă cu vedere către mare. Așa se va face și acum, de altfel. El va fi reabilitat ca centru de evenimente culturale, evenimente la scară mare, conferințe, expoziții. Am putea să-l comparăm cu cazinoul de la Sinaia, care da, deja are rolul ăsta și de-abia aștept să văd cum vor face și reabilitarea pe interior. Nu mai știu la ce nivel au ajuns. Știu că au depășit 50% din stadiul lucrărilor deja. Da, pe mine mă bucură chiar și așa. Oricum ar fi faptul că au reușit să-l aducă la culoarea originală, pentru că el așa a fost, albul ăsta frumos. Și aici localnicii au fost nemulțumiți de cazino, apropo, când a fost construit, că au zis că este foarte urât. Știi că mai este la Roma, la Vittorio Emanuele, la monument, tot așa au zis că este foarte chicios, că arată ca un tort de nuntă. Dar aici era și partea asta, cum suntem noi așa, cu critici din punct de vedere religios și toate cele, că ăsta era un loc de pierzanie, pentru că se întâmplau foarte multe păcate și faptul că erau jocurile de noroc. Și că nu o să vin aici, că nu știu ce. Au trecut foarte repede, că știm că a avut un succes imens încă din momentul în care l-am fost lansat. El fiind de altfel inspirat din Monaco și din Monte Carlo. Și acum ne întoarcem la Biserica Romano-Catolică, pe care n-am găsit-o momentan deschisă, poate aveți ocazia să o găsiți sau când terminăm turul la întoarcere. Și vă ziceam de acel vapor făcut din mozaic din interiorul bisericii. Colțul superior, ăla cu arcadele rotunjite, etajul, ăla este reprodus în partea superioară a vaporului din interiorul bisericii romano-catolice. Deci exact arcadele acelea, da, frumoase, pe care le găsim și la paharul de vin, apropo, li se spune piciorușe sau coloane. Și ăla ne dă nouă alcoolul și mai multe, da, că povesteam de cursurile mele de la vinuri. Faleza a fost făcută inițial în 1900. Proiectarea tehnică i-a aparținut lui Angel Salini. De aia spuneam că pentru noi a fost foarte important omul ăsta și genial din punctul meu de vedere, cu structura asta de ciment, beton. Nu sunt inginer, deci s-ar putea să vorbesc prostii. Cu balustrada care reproduce balustrada originală, dar la noi periodic trebuie reabilitată, că totuși aerul sărat o afectează. În 2012, când a fost, cred că, cea mai puternică furtună recentă din zilele noastre, că atunci știu că am și filmat, mi-a murit telefonul 5 minute, dar mă rog, am filmat de sus de acolo, aici era totul gheață, da. Și a fost cu valuri atât de puternice că a fost ruptă o bucată de balustradă, era aici. Atât de puternică poate să fie mare, adică să nu o subestimăm. Noi nu avem mare care o au alte mări, că suntem o mare destul de închisă, dar avem niște curenți foarte puternici. Marea Neagră are și denumirea sa simbolică din punctul ăsta de vedere. Foarte mulți marinari și-au pierdut viața aici, neștiind să gestioneze curenții. Și culoarea. Uite, culoarea asta, pentru cei care veneau grecii și romanii, comparând-o cu mediterana lor, foarte clară, albastru la deschis, asta era exact și încă nu este cel mai gri pe care îl poate avea marea. Mie personal acum îmi place marea. Din octombrie până în aprilie. E sezonul meu, să spun așa. Iar băncile inițial au fost puse la balustradă, că se făceau băi de mare. Se plătea taxă inițial când veneai aici la baie de mare și băi de soare. Și când au venit valurile peste domnițe, în 3 luni au mutat băncile. Am văzut așa niște fotografii mai vechi. Că și-au dat seama că e ok, putem să facem baie de mare și de acolo. Iar celelalte chioșcuri care sunt făcute, vezi că seamănă cu alea de sus de la Parcul Arheologic, de unde am început, doar reproduc stilul 1910 și un pic din fotografiile de atunci, inclusiv felinarele, luminile. Îmi place foarte mult și seara se vede superb. Mai nou, evident că este o destinație foarte apreciată de toți fotografii, răsăritul se vede foarte frumos de aici și ședințe foto, mirese, fashion și așa mai departe, evident. Încă astăzi e destul de lejer ca vizitatori, că dacă era o zi frumoasă cu soare, da, da, da. Dar localnicii vin și mie îmi place de altfel foarte mult, de câte ori pot să o bifez, chiar și câteva minute, așa, e relaxant. E liniștită. Mă așteptam să fie mai curenți. Mm-hmm. Adică mai liniștită, dar la noi nu prea este, care însemna să fie aproape lac. Deci acum aici apar mici valurile, dar dacă ai fi ieșit cu bărcuță, eu acum ăștia nu cred că mai sunt cei pe care i-am văzut noi de sus din moschee, în larg se simte imediat. Și rău de mare poate să fie de mai multe forme, nu trebuie să fie neapărat să dai afară, poate să fie foame și somn. La mine de obicei vin în etape. Da.
Mie îmi trebuie atunci covrigi foarte mulți. Asta priește stomacului ca să absorbă sucul gastric. Și după aia mă ia somnul foarte puternic. Ceea ce e ok. Încă un obiectiv foarte frumos. Îl aveam eu pe tatuaj aici. Da. Farul Genovez. Este primul far al orașului Constanța, construit în 1860 de acea companie britanică de care spuneam Danube Blexirea lui. O să mergem care și Plăcuță, dacă este și scrie acolo de monument istoric. El e mic pentru că îl comparăm cu clădirile din zilele noastre. Imaginați-vă când a fost construit că aici nu era nimic. Evident că era suficient și de înalt și de bine poziționat ca să anunțe navele că intră în port și nici măcar nu avea că farul pe care l-au montat sus acolo, lentilele alea sunt moderne, avea lumină unidirecțională, nu era rotativ, cum știm noi farurile. Era cât să anunțe, vedeți că intrați într-un port și atât. Acum, iarna, noaptea, seara, mă rog, este, că oricum nu mai este funcțional, evident, din 1910 nu mai funcționează, doar că seara au pus niște spoturi luminoase cât să-l pună un pic în evidență, fără să afecteze blocurile din apropiere sau să deranjeze traficul. Este un alt far acum funcțional, la ieșirea spre Mangalia, e aproape de muzeul militar, în partea cealaltă a orașului, care are, nu mai știu, câte zeci de metri înălțime, e făcut de prin anii 60, dar tehnologia pe care o are în interior și acum este foarte, foarte modernă și ăla, în caz de, construcția e făcută în caz de cutremur, să aibă elasticitate de un metru, de o parte și de alta. Am avut ocazia să urc acolo și mi-a povestit domnul. Nu, era o chestie organizată cu jurnaliști, cu din astea și nici nu au vrut să urce toți, că le-a fost frică de înălțime. O să ne uităm la o clădire mai întâi de jos și după aceea o să o vedem și din partea de la stradă, hotelul Palace, da, care din păcate momentan este într-o stare deplorabilă, nu știu niciun plan de reabilitare, tot așa din păcate, dar în continuare este superbă clădirea. A fost hotel de lux făcut special pentru jucătorii de la casino. Suficient de aproape. Mai este un palat și la Sinaia, corespondența. Ca idee, la Sinaia aveți grijă că ai o piatră tot lângă, da, pentru că erau făcute tot lângă. La Sinaia există și tunel care face legătura între ele. Noi nu aveam tunel, că unde să mai sape aici cât ai de apă. Dar în rest se păstrase chestia asta și scara asta mi se pare o superbitate de, de scară. Iar după aceea o să vedem și intrarea dinspre strada principală. În momentul în care a fost declarată zonă istorică, din păcate, proprietarul a anunțat că nu mai are cum să facă reabilitarea, pentru că în momentul în care este declarat zonă istorică, monument istoric, ai nevoie de niște avize speciale să lucrezi cu niște specialiști care automat te duce și la niște costuri mult mai ridicate. Și de atunci l-a și închis, pentru că a început să cadă și bucăți de tencuială, din păcate, de aici. O să vedem pe partea ailaltă. Uite, și aici se vede o grindă metalică, da, unde a căzut tencuială, dar nu cred că mai este șină. Încă se mai fac ședințe foto pe aici, așa că scara asta dă bine fotografic, dar este fabuloasă. Da, începe să fie acoperită de, da, vegetație. Da, deja e cotropită. Da, ne distrează, da. Mm-hmm. Da, pentru că asta e, dar asta este foarte invazivă și din câte știu mai și afectează, da, un pic, da, tencuială și mai multe. Nu știu cât de profund se duce. Da, 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 și cred că dă igrasie și astea. Bine, aici la nivelul ăsta nici nu erau camere de cazare, erau de astea, de bucătărie, de alte chestii. La balconul mare, ăla pe lungime completă, ăla era, acolo era restaurantul, am avut ocazia să merg acolo. Și după aceea veneau camerele de cazare în partea superioară. Ei, și aici probabil ați fost vara, când n-aveai loc să arunci un ac, era haos de mașini parcate. E interesant, să spunem așa. Oh, au închis un pic aici clădirea, care nu știu ce se va întâmpla cu ea. Din hotel. Trebuia să fie hotel. Ia să vedem. Funcțiuni mixte, locuire, spații comerciale. Numărul autorizației din 2019, ăsta e ăla recent, pentru că a mai fost o autorizație din 2008. Până în 2018, deci timp de 10 ani de zile, a fost dosar penal. Ce spuneam de epoca neagră a Constanței. Inclusiv a existat aici o macara din aia imensă, care era subcontractată de la o altă firmă. Până și aia a fost rechiziționată aici, arestată, să spunem așa, macaraua. A ruginit, săraca, a devenit fier vechi. Au demontat-o, că e clar că a dispărut. Și cam atunci, prin 2019, când au apărut, cred că, afișele astea, începuseră să apară niște panouri cu Tomis Marina, apartamente cu vedere la mare, deci deja vindeau. Ok. Și mai circulase un zvon cum că cei de la Hilton s-ar fi declarat interesați să aibă un hotel cu numele lor aici.
a dispărut zvonul așa cum a apărut, se vede că nu s-a mai întâmplat nimic. Părea atunci că s-ar mișca ceva și că auzim că ar vrea să o termine clădirea. Nu pare să mai miște iarăși, din păcate, nimic cu ea. Inițial auzim și un zvon că ar fi fost declarată ilegală construcția, pentru că aici a mai fost un restaurant. Când am venit eu în primii ani de facultate, era un restaurant foarte drăguț, Yachting Club, îi spunea, care a dispărut ras aproape peste noapte și a început construcția acestei măgăoaie, care nu s-a mai terminat niciodată. Și acel proprietar de la Yachting Club se pare că ar fi mers în instanță și începuse deja să câștige, să o declare pe asta ilegal construită. Dar de la ilegal construită până la demolată e poveste mai lungă, exact, care la noi nu prea se întâmplă, că știu că și în București aveți mai multe, care inclusiv au de la de demolare și nu au fost demolate. Avem și noi cu o biserică aici, construită pe un trotuar. Și o altă biserică la mai puțin un kilometru de respectiva, care a ars. Poate ați văzut pe la știri. Așa, și aia construit pe trotuar, la fel, are tot ce trebuie de demolare. A făcut vreo două proteste ăsta al nostru celebru local. Și în continuare nu se întâmplă nimica, că se tot plânge și cam atât. Nu știu ce se va întâmpla mai departe. Uite, un grup de turiști. Vezi, mai vin turiști. Nu, vin și iarna. Chiar o să am, începând cu martie, îmi vin de prin țară. Că vin ori de... se întâmplă ceva în martie. Lăsata secului, o chestie. Așa, după aia cu Paștele, cu mai multe. Și fac de weekend. Ah, ok. Da, păi zicea cineva că am mai văzut niște grupuri de ucrainieni și că le vorbește cineva în limba lor. Și credeau că să fiu și eu tot acolo. Păi asta e un pic că nu pot să iau eu chiar pe toți. Am colaborat cu niște ONG-uri, pentru că avem comunitatea asta mare de ucrainieni care stă aici. Și întotdeauna eu vorbeam în română și cineva le traducea în limba lor. Ei nu vorbesc engleză atât de cursiv. Și era mai simplu să le dăm informația așa. Ah, nu avem steagul. Uneori e steagul pus acolo sus, dar nu e momentan. E unul din cele mai mari, am înțeles, ca dimensiuni. Și cred că preferă să-l arboreze doar în ocazii speciale, ca să nu se degradeze. Exact. Și vremea mai prietenoasă. Da, adică să fie doar cu ocazii, că în funcție de evenimente au inclusiv ceremonia aia frumoasă de ridicare. Erau și niște declarații de dragoste la un moment dat făcute pe sus, dar văd că s-au estompat. Dacă nu e vopsea din aia rezistentă. Inclusiv locatarii de aici, de la bloc, știu că au avut o plângere depusă, pentru că lasă că le ia vizibilitatea, că asta poate să o consider poate aproape spre moft, deși nu e neapărat, cât numărul de ore de lumină de soare. Rapoartele astea legate de urbanism spun că toate clădirile astea de apartamente trebuie să asigure un minim de ore de soare direct blocului. Și ăsta aici a fost obturat cu siguranță. Deci dacă ne uităm și la alte blocuri, unele săracele cred că n-au aproape deloc. Vezi că vine un stâlp micul la picior. Așa. Da. Am auzit, da, prin alte zone. Da. Asta vreau să zic. Și în Mamaia s-au construit așa niște blocuri. De râdea o amică, bine, râdea amar, că își luase apartament în ideea că are cu vedere la mare. Și așa, acum am cu vedere la dormitorul vecinului. Dar este atât de aproape dormitorul vecinului că dacă ieșim în balcon, putem să schimbăm cana de zahăr. Așa, ca prietenește. Stai să lăsăm mașina să treacă. Și uite aici, au pus gardul ăsta de protecție special, pentru că dacă te uiți la balcoane, au început să cadă piese. Și la un moment dat, chiar au lovit un, cred că turist era, nu cred că era localnic. Și nu mai știu sigur dacă e tot așa real sau doar s-a dezvoltat povestea mai departe, ferindu-se ca să nu-i mai cadă bucățile, că uite, balconul ăla este, l-a lovit mașina, da. Nu ca să-l omoare sau ceva, dar na, suficient cât să creeze o problemă în zona. Și e păcat, pentru că are niște elemente de art nouveau la fel superbe și clădirea asta. Și ceva film s-a făcut aici, ăla de prin anii 70, nu știu dacă chiar BD la munte și la mare, dar unul din perioada respectivă, chiar am văzut niște scene aici făcute, da, da. Ăsta în al doilea război mondial, inițial a fost
zi ocupat, sau nu știu cum să-i spun, evident și vandalizat la sfârșit de ofițeri ruși, iar după aceea, la începutul regimului comunist, au cazat aici muncitori, adică oameni needucați, care să... Exact. Regimul comunist avea un pic chestia asta de a, odată că naționaliza, îi scotea pe chiaburii din clădirea respectivă sau o formă de umilință îi punea să stea în subsol cu dreptul de a folosi o cameră sau două, dacă mai aveau dreptul ăsta, de obicei erau relocați complet și aduceau alți locuitori aici, de multe ori fără nicio formă de educație, care evident că nu respectau clădirea respectivă sau din potrivă poate aveau și acele complexe de inferioritate, diverse alte frustrări și cu atât mai mult distrugeau. Și în niciun caz, și după aia să zici că s-au liniștit lucrurile, nu reabilitau clădirea respectivă pentru că nu erau proprietari. Nu aveau nicio obligație și nici n-ar fi avut interes să investească într-o clădire care nu era a lor. Și am ajuns în vechea piață Basarabi. Intersecția asta, cândva și ea era o piațetă, exact ce spuneam, s-a pierdut denumirea în 1947, dacă nu mă înșel, când s-a făcut un nomenclator stradal complet și s-a redenumit toată zona, cu străzi, cu nume comuniste, cu din astea. Noi o să ținem de atât în față, am scăpat de trafic, și am ajuns, aici era Villa Rainier, francez ca origine, într-una din clădiri, ori în asta, ori în cea din spate, asta și Corneliu Coposă, care a fost însurat cu armeancă de aici, din Constanța, înainte să devină deținut politic, și Hotel Boulevard. Acum, direcția de agricultură, cum se vede, aici vin fermierii să-și ia permisele, bine, reabilitare și ea, pe interior. Acum, în schimb, ce povesteam eu mai devreme, în perioada ocupației sovietice, 1948-56, aici era KGB-ul nostru local și avem o plăcuță care menționează acest lucru într-o formă ușor stilizată, într-adevăr, în această clădire. În special la subsol erau celulele pentru tortură și investigație. Și plăcuța a fost pusă în anii 90 de cei care au supraviețuit, special ca să nu se uite acel moment. Este partea istoriei și e foarte bine că nu-l lăsăm să se piardă. Și cu ocazia asta am terminat turul și deja ne întoarcem către piața Ovidiu. Dar, într-adevăr, piața rămâne, până la urmă, punct nodal. Și dacă te uiți de sus, în Google Maps, o să vezi că peninsula noastră arată aproape ca o fundă. Piața este nodul de la fundă. Deci chiar suntem așa, centrali. Pentru că, uite, am pornit pe un traseu, că noi am coborât pe Arhiepiscopiei, și acum urcăm pe strada Revoluției și ajungem înapoi în piață. N-ai unde să te pierzi. Jos e portul, da, și în latura cealaltă este portul turistic și în partea alta este portul industrial. De aici s-a plecat cu Revoluția sau de ce i s-a dat? Nu cred. Nu? Nici nu știu, de asta zic că na, în primul rând eram mică, stăteam în Mangalia, dar logica ar fi, exact cum spuneam, de faptul că avem sus primăria, prefectura și protestele din zilele noastre, acolo se țin, pe platou din față. Așa îmi zice mie logica, că tot de acolo ar fi pornit și partea de revoluție, plus că la noi, bine, au reabilitat gara între timp, au fost niște focuri trase la gară. Acolo erau niște gloanțe, adică lăsate urmele de la luptele respective la un moment dat. Și iată ne aflați în piața Ovidiu, unde se termină periplul nostru de astăzi. Îi mulțumim Dianei pentru povestile de astăzi și să ne revedem curând. Cu mare drag și vă mai aștept, poate prindem și o vreme mai bună și cu siguranță mai avem ce să mai explorăm prin Dobrogea. Cu siguranță. Mulțumim, Diana. Mulțumesc și eu.